se observă că hipertensiunea arterială are o sezonalitate, adică valorile tensionale cresc ușor pe perioada de iarnă, scad moderat pe perioada de vară și au niște cifre intermediare toamna și primăvara. Acest lucru în special se observă la vârstnic. De ce scade tensiunea vara? Pentru că există o vazodilatare cutanată, există o transpirație abundentă care produce o hipovolemie și o deshidratare a organismului. Cum se manifestă scăderea tensională vara? Persoana are slăbiciune, moleșală, gambele moi, vederea se încesocează, poate să apară o leacă de greață și până la pierderea de conștiință. Cum am putea preveni acest lucru? În primul rând, vom bea mult lichid, minim 2 litri pe zi. Vom purta îmbrăcăminte deschisă, ușoară, largă, pentru a face liberă circulația aerului între corp și haină. Vom prefera consumul fructelor și legumelor de sezon, care vor fi bogate în apă și în potasiu, cum ar fi pepenele galben, pepenele verde, castraveții, roșiile, caisele. Vom prefera cărnii, peștele. Nu ne vom scula brusc din pat pentru a schimba poziția din cea orizontală în verticală, vom folosi poziția intermedie, adică șezândă, și vom sta câteva clipe mai mult decât stăm de obicei în această poziție. Nu ne vom supune razelor directe de soare, vom umidifica ușor părțile deschise a corpului, mâinile, picioarele, fața, gâtul. Și nu vom uita că și aici alcoolul este contraindicat, pentru că el deteriorează termoregulația, provoacă transpirație abundentă și astfel ne readuce la deshidratare. În sensul tratamentului medicamentos, pe perioada de vară tot ar putea fi modificări. Deci dacă pe parcursul zilei tensiunea scade la valori prea mici, este posibil că dozele preparatelor vor fi reduse. Totodată este posibil și suspendarea completă pe perioada de vară a unor preparate, cum ar fi diureticele și antagoniștii de calciu, care știm noi că sunt vazodilatatori foarte potenți. Nu vom uita că vara tensiunea poate și să crească, în special noaptea, deoarece noaptea calitatea somnului suferă din cauza căldurii. Și atunci vom modifica puțin schema de tratament. Vom amplifica tratamentul pe noapte și vom ușura tratamentul de zi. Deci vom transfera preparatele de dimineață pe seară. Cam acestea ar fi recomandările noastre.